Hristos a înviat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică. Închinăm unei sfinte învierii Lui, celei de-a treia zi. Râvna casei tale mă mistuie. Iubiți credincioși, astăzi ne aflăm în frumoasa zi de vineri din Săptămâna Luminată, o zi în care se prăznuiește izvorul tămăduirii. Un praznic în care ne aducem aminte de un moment strict istoric din timpul împăratului Leon al III-lea, atunci când a fost găsit un loc în care să se zidească o biserică. Dar Sfinții Părinți au rânduit și o tâlcuire a acestei sărbători prin pericopa pe care ne-au ales a ne încânta inimile și sufletele. Și anume, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan că într-una din zile, când erau paștele iudeilor, s-a dus Iisus în templu și și-a făcut un bici din trestie și a răsturnat în templu mesele celor care schimbau bani și a gonit pe cei care vindeau porumbei și turturele și a scos pe toți afară și a spus: casa tatălui meu ați făcut o peșteră de tâlhari. Și spune Sfântul Evanghelist asta ca să se împlinească ce s-a spus prin proroc, care zice: râvna casei tale mă mistuie. Și au venit fariseii și cărturarii și mai marii preoților și au spus: cu ce putere faci tu aceasta? Adică, cum justifici acest lucru? Și el a spus: dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi. Și tot Sfântul Evanghelist Ioan spune, dar el vorbea despre trupul său. Și aceasta au înțeles-o ucenicii după învierea lui. Iubiți credincioși, sunt aici niște lucruri atât de tulburătoare încât nu putem să le trecem cu vederea. Noi în toată săptămâna patimilor cred că am auzit de cel puțin 100 de ori faptul că au venit cărturării și fariseii și au căutat tot felul de pricini ca să-l răstignească. Și peste toate, întotdeauna ne spuneau toți evangheliștii, au venit la sfârșit 2 martori mincinoși care au spus: acesta a spus, dărâmați templul și în 3 zile îl voi zidi. Și după cum ni s-a pregătit acest teren, noi am crezut că de fapt asta a fost lovitura de grație. A fost mărturia cea mai importantă pe care au ținut-o cărturării și fariseii și pentru asta Mântuitorul a fost nevoit să fie dat la moarte. Și iată că astăzi aflăm așa cu seninătate că Mântuitorul chiar a zis lucrul acesta. Și atunci, haideți să tratăm evenimentul din templu, pentru că despre templu este vorba, despre biserică este vorba în sărbătoarea de astăzi, că s-a ales un loc în care să se zidească o biserică, să ne gândim puțin de ce am crezut noi până acum, sau de ce am fost noi lăsați să credem până acum, sau ni s-a inoculat într-un fel sau într-altul, că aceasta chiar era o mărturie mincinoasă. Nu cumva trebuie să trecem mai departe să învățăm ceva? Noi care credem cu atâta serenitate că dacă am văzut ceva și dăm mărturie despre ceea ce am văzut și într-un nimic nu alterăm prin povestire sau prin dezvăluire și destăinuire ceea ce am văzut sau am auzit, credem că dăm mărturie, trebuie să învățăm că nu este așa deloc. Dăm mărturie despre lucruri pe care noi le vedem
Și le spunem într-un context în care cel care ne întreabă ca martori, ne întreabă și ne ambalează imediat informația și o prezintă mai departe. De ce să-i fi numit Evanghelia martori mincinoși? Puteau să fie, cu siguranță, între cei care se aflau în templu cu un an de zile înainte, pentru că ne spune Sfântul Evanghelist Ioan clar și timpul. Erau în Paștile evreilor, în templu din Ierusalim. La câți erau acolo, probabil că și supărați că le-a întors mesele într-o parte, poate că erau dintre vânzătorii de turturări sau porumbei, poate că erau doi, dar de ce să-i fi numit Evanghelia martori mincinoși? Nu cumva, nu pentru ei, ci pentru noi. Trebuie să învățăm că putem să fim martori mincinoși atâta vreme cât mărturia noastră este folosită împotriva cuiva. Știu atâția care mă întreabă de foarte multe ori, ca pe duhovnic, ce să facă dacă trebuie să se ducă să dea mărturie. Pentru că au văzut anumite lucruri, pentru că știu anumite lucruri și pentru că știu și de ce sunt întrebați despre anumite lucruri. Și întotdeauna eu i-am temperat. Poate că iar îi supăr și cred că este cel puțin de când am primit eu anumite supărări și scris, iar o să mă supăr cu frații noștri avocați și procurori și să își aduc aminte că ei reprezintă Ministerul Justiției. N-are nicio legătură cu dreptatea ceea ce reprezintă ei. Probabil că au legătură cu amnistia și cu grațierea, e treaba lor. Dar eu vreau să vă spun ceva. Astăzi învățăm un lucru extraordinar. Nu trebuie să spunem ceea ce știm sau am văzut. Eu când am auzit prima dată lucrul acesta la Părintele Dumnezeu să-l odihnească, Paisie Olaru, să știți că n-am mai dormit câteva luni bune, eram la seminar. Și când am auzit, circula pe niște casete, dacă vă mai aduceți aminte, de casetofon, vocea părintelui, care era atât de stinsă, tată, să nu spui tot ce știi, să nu crezi tot ce auzi, să nu crezi tot ce vezi, să nu dai tot ce ai. Fraților, pentru mine a fost lovitura de ciocan. Am rămas așa buimac multe vreme. M-am mai amăgit eu așa cu gândul că o fi vrut să spună altceva și într-un alt context. Mi-a dat Dumnezeu acum vreo 3 ani să ascult caseta în întregime, pentru că era într-adevăr o diferență, în ce context o susese părintele, veniseră de la București câțiva, vă imaginați, erau prin anii 80, la începutul anilor 80. Veniseră de la București și au zis că îl caută pe părintele Paisie și el zicea, poate pe părintele Cleopa, că părintele Cleopa era VIP. Acum mă ierte Dumnezeu că amestec puțin lucrurile ca să înțelegeți mai bine cum se pune problema. Avea mai multe like-uri părintele și zice, n-ați venit să mă șeruiți pe mine, să vă traduc în continuare. Cred că ați venit la altcineva, dar nu n-ați nimerit. Zice, nu, pe părintele Paisie, Paisie Olaru, aulă, când a văzut că știe și numele lor. Zice, dar de unde sunteți? Zice, de la București. Și de ce ați venit? Zice, am auzit despre... Și atunci a zis exact ce v-am zis eu acum. Tată, nu credeți tot ce auziți, să nu spuneți tot ce ați văzut și să nu dați din tot ceea ce aveți. Oricum, situația tot... tulburătoare a rămas pentru mine, pentru că eu am crezut că trebuie să dai așa tot. Dar am învățat în viață că atunci când dai tot, ești ca un om pus la zid. Un om pus la zid nu mai are unde să dea un pas în spate, nu din lașitate, ci dintr-un realism. Sistemul poate să te pună la pământ, poate să te aplatizeze, dacă n-ai cumva să te dai în spate. De aceasta vă spun să nu dați din poziția pe care o aveți totul, să mai aveți așa o marjă până la prăpastie și întotdeauna să vă aduceți aminte de cei doi căruțași care au venit la casting la un boier care avea o căruță cu 6 cai. Nu știu dacă erau frumoși, dar erau 6 cai. Și primul
A fost întrebat, adică chestionat în cadrul respectivului casting. Zice, uite care e problema. La câtă distanță o să treci cu roata de o prăpastie? Și el a spus, cred că la 20 de centimetri. Și a mai intervenit un candidat, să fie trei, care atunci când a auzit acest răspuns a zis, păi da, era aceeași întrebare. Și a spus, eu față de o prăpastie cam la 5 centimetri trec cu roata căruții. Și al treilea, care a și câștigat castingul, a răspuns, eu față de orice groapă trec cât mai departe cu căruța. E cam așa se pune problema. Fraților, nu ne jucăm cu pericolul și nu facem din a trece pe lângă pericol un mare, mare atu. Trebuie să trecem cât mai departe de pericol. Adică să avem o marjă pe care să o folosim, să dăm înapoi atunci când este nevoie. De aceea cred că am învățat un lucru foarte important astăzi și anume întâlnirea cu a da mărturie. Ca să nu mai vorbesc despre justiție, că iar o să fiu certat, o să mă certe oricum, dar măcar să îmblânzim lucrurile. Atunci când vă întâlniți cu datoria de a da mărturie despre cineva sau despre ceva, gândiți-vă că trebuie să stați cât mai departe de orice pericol, mai mare sau mai mic. Pentru că poate să fie folosită mărturia dumneavoastră de către un avocat bun, chiar împotriva dumneavoastră. Astăzi, cei doi au fost catalogați de martori mincinoși. Iată că astăzi aflăm că, de fapt, ei puteau să fie dintre cei mai bine intenționați. Puteau să fie dintre cei care știau chiar realitatea. Poate că vreunul chiar fusese pleznit cu biciul acela făcut din trestie de către Mântuitorul și dat afară. Că vindea porumbei sau avea vreo masă cu bani pe care îi schimba. Dar astăzi învățăm că tot ceea ce vedem sau auzim, am văzut ce am auzit pentru noi, poate că noi înșine am înțeles greșit. Poate că noi înșine am crezut că se face un lucru într-un anumit context și putem afla că am fost catalogați clar martori mincinoși. Și atunci ce ne facem? Trebuie să învățăm, de fapt, cum să trăim Paștele. Și anume, astăzi este izvorul tămăduirii și suntem cu Mântuitorul în templu. Astăzi este praznicul Paștelui. Praznicul Paștelui știți că este, din punct de vedere liturgic, praznicul cu o desfășurare cea mai mare, până la înălțare, 40 de zile. Adică odovania praznicului, sfârșitul praznicului învierii este la înălțare. O să zic că ne aflăm în templu, ne aflăm în praznic. Cum trebuie să ținem curat praznicul? Să alungăm din el tot ceea ce este străin. Păi băi frate, ai venit să te rogi sau ai venit să schimbi bani sau să vorbești despre unul sau despre altul, că asta înseamnă a schimba banii, înseamnă a schimba înfățișarea prin bârfă a celuilalt. Înseamnă să îți aduci tu, dat fiind faptul că sunt adunați mai mulți, să aduci porumbei sau turturele ca să le vinzi celor care trebuie să aducă la templu o anumită jertfă. Nu. Paștele se ține cu inima curată. Asta trebuie să învățăm astăzi. Și trebuie să mai învățăm un lucru. Dacă într-adevăr credem despre Hristos care a făcut curățenia aceasta, adică credem cu o atât de mare acuratețe că Hristos a curățit prin spovedania pe care am făcut-o săptămâna trecută sau săptămâna aceasta, a curățit templul sufletului nostru, nu trebuie să dăm mărturie celor care nu cred în lucrul acesta.
Nu să fim nevoiți să spunem, l-am auzit eu pe duhovnicul meu când a zis, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Păi ce poate cineva să facă ceva așa? Și imediat mărturia ta poate să fie folosită. Și te vei numi martor mincinos. Și o să te întrebă, da, eu am auzit așa, că mi-a zis duhovnicul. Trebuie să fim foarte atenți cu aceste mărturii. Dar să vă mărturisesc și eu dacă am ajuns aici, de unde mi-a venit acest gând să vă vorbesc. Acum vreo 3 zile s-a întâmplat o anomalie, se spune, climaterică, ce s-a mai întâmplat și prin 2000 pe la Făcăieni, acum s-a întâmplat pe la Drajna. Și văd un autobuz, așa, dat la o parte, zic, bă, pe ăsta l-a fi luat cumva tornada. Ei, mi-a fost dat ieri sau altă să văd o înregistrare din interiorul acelui autobuz înainte de a-l lua tornada. Ce m-a impresionat? Între timp aflasem că acel autobuz venea din pelerinaj, deci oameni încărcați așa, erau un templu, dar veniseră de acolo cu porumbei, cu turturele, cu bănuți de schimb, probabil cu niște miruri, cu niște iconițe, cu niște una, cu niște alta. Și ce credeți că m-a impresionat cel mai tare? Când era o mașină în fața acestui autocar, condusă probabil de un om prudent și de un om care avea și capul pe umeri, dar nu venise de la pelerinaj. Și atunci din autocar se aude, claxonează-l vă pe ăsta, că merge prea încet. Bă, fraților, când am văzut că ei mergeau spre Vârtej, zic, bă, unde s-au grăbit ăștia, ca să nu-i rateze Vârtejul, probabil. Mă, și l-au claxonat pe ăla de 5-6 ori, încât ăla a și fugit, a luat-o mai înainte și cred că i-a fost de bine, până la urmă, că ăla nu l-am văzut pe dreapta. Dar ei s-au dus direct acolo. De ce? Ei erau ca martorii aceia, care au zis, noi venim de la pelerina. Nu se poate întâmpla nimic. E adevărat că nu s-a întâmplat atât cât se puteau întâmpla cu ei. Ei și de aici m-am gândit eu, nu cumva, și a forța lucrurile. Și a crede că dacă vii dintr-un pelerinaj, ești intangibil, înseamnă același lucru, că nu știi să trăiești praznicul zilei, praznicul vieții, praznicul răbdării, praznicul a tot ceea ce înseamnă frumos. Cred că aici este sensul Evangheliei de astăzi și mai ales al praznicului de astăzi, unde aflăm că orice biserică se așează pe o minune. Și minunea este a izvorâ din noi ceva curat. Pentru că orice izvor are o apă curată. Izvorul, când iese din pământ, este curat. Orice izvor pe care astăzi o să-l vedeți este cu apă curată, nemurdărită de deșeurile pe care le așezăm noi prin păduri și așa mai departe. De aceea, așa este și gândul și praznicul nostru. Praznicul zilei de astăzi este un praznic în care suntem invitați să ne facem biserică din trupul nostru. Să rămânem curați la nivelul la care izvorul a răsărit din pământ, să rămână până la sfârșit. Să înțelegem odată pentru totdeauna că nu e bine să dăm mărturie, pentru că mărturia noastră poate să fie folosită în mod trunchiat sau scoasă din context, așa cum am aflat că din doi martori care spuneau ce știu, s-au pomenit deodată doi martori mincinoși. Acum știți că și martorii în ziua de astăzi te cheamă ca martor, fratele, nu mai zic unde în justiție, și pleci de acolo cu altă etichetă și suspect sau chiar tăinuitor și așa mai departe. Lucrurile nu s-au schimbat absolut deloc. De aceea Mântuitorul astăzi ne învață cum să trăim praznicul vieții. Să nu credem că de luni încolo, gata, este, nu mai e săptămâna luminată, trebuie să ne întoarcem la ale noastre. Păi n-am făcut nimic, ce facem acum? Iar așteptăm să vină Paștele celălalt ca să ne punem ia cerușă în cap 7 săptămâni, să stăm cu ochii pe etichete să vedem ce mâncăm?
Și după aia să stăm supărați pe toată lumea că e post, că suntem înfometați și așa mai departe? Nu. Trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna. Praznicul vieții este cel mai important praznic din viața noastră și poate să înceapă într-o singură zi, astăzi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.